Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. M-a intrigat domnul Striblea mai devreme când m-a întrebat cum răcesc eu mașina. Cum intru mașină și pornesc aerul condiționat? Deci, acum când te duci la 10 când pleci de aici, da, nu-i caldă mașina. Dar să zicem că la 2 după amiază. Are suflet rece. Ai băgat-o de desubt. E parcarea subterană. Ok, dar să zicem că e în fața casei și a bătut-o soarele la ora 2-3 după amiază. Și mai e și neagră. Și ai treabă. Și da, ai treabă. Ce te și dacă așa? E albă, stai mă, dacă e albă, crezi că e mare diferență. Da, da, 2-3 grade. 2-3 grade. Eu, da, da. Da, nu cred. Și cum intri așa în ea? Dar cum faci? Nu înțeleg. Băi, dacă nene, stai un pic. Am avut o șmecherie, da, odată, o pornire de aia la distanță. La, da, altă mașină. Da. Bună aia. Și, dar era neecologică, nu știu, am renunțat. Vorbesc serios. Aia era, da, bună iarna, ca să... De, da, cea mai bună iarna, știu, da, da. Îi dai drumul. Deci prefer să leșin de cald la 50 de grade în mașină. Nu poți să pui mâna pe volan. Doar ca să fie eco. Conduci cu genunchi. Deci, fii atent în primul rând că mașina se pregătește. Deci, uite, da, fii atent. Eu o să rog pe ascultătorii noștri să se pregătească să ne sune, să vezi câte metode sunt. Eu nu cred că există metode să răcești mașina alta decât de a intra, porni motorul, nu, și... Deschizi toate ușile, stai 2 minute și apoi intri. Nu, nici vorbă, nu. Asta era la Dacia 1300 pe vremuri. Deci, în primul rând că te pregătești. Pe asta, știi că trebuie să întorci volanul? Ce faci? Ce faci? Întorci, mă, volanul la 100... întorci? Mai pierduși pe mine. La 180 de grade, deci partea care vine deasupra când parchezi mașina, da, tu o întorci invers, nene. Nu cred așa ceva. Da, mă, nene, ca să nu, serios, bată soarele pe ea. Da, e la mintea cocoșului, serios. A, da, deci, e logic ce spune. Și deci nu te mai frige, da, la mână. Deci stai cu roțile bracate. Da, da. Aha. Și acolo pe schimbător unde ești obligat să pui mâna, măcar o dată, da, pui un pahar de ăsta de hârtie. Serios, mă, băi, nu știi. Tu faci asta? Deci, da, n-am găsit pe cineva de tipicare, da, și de pedan. Serios. Fiază, sunt oameni, sunt oameni așa, care au gheață, mașină, nu, așa, cup de gheață, au un spray din ăsta cu apă, știi? Și când pui mâna pe centură, înainte de a pune mâna... Uite, serios, uite, dăm numărul de telefon și întrebăm pe oameni. Mi-e și frică. Deci, deci fii atent. Și să dai cu fâs-fâsul pe aia, pe centură și nu te... Deci, uite, eu am un fâs-fâs de la, da, cu care dau pe coaste când le fac la grătar, da, știi, exact, ca să rămână, da, umede. Dar și nu sfârie. Coastele le poți face pe schimbătorul de viteză dacă nu pui paharul. Dar, adică... dar metoda... Deci lucru care e important și foarte ușor de făcut la toată lumea. Și asta e cea mai simplă. Fii atent. E în felul următor. Înainte de a intra mașină, cobori geamul din dreapta, cum ar fi. Deci de la pasager. Și ușa ta de la șofer o închizi și o deschizi de vreo 4-5 ori la an. N-ai cum. Ca un fel de vreau să filmez asta. Da, mă. 0372069599. Numărul nostru de telefon, prieteni, știți deja. Și mesaje. Mesaje audio am preferat pe WhatsApp. 0728-3132. Dacă în afară de domnul Striblea mai există cineva pe frecvență care are metode speciale de a răci mașina înainte de a intra, când mașina este încinsă, am vrea să le auzim. Deci am vrea să împărtășim comunității aceste secrete. Am trăit, deci am carnet de când din 95, sunt mulți ani de atunci. Așa? Niciodată, iar verile devin din ce în ce mai calde. Niciodată nu mi-aș fi imaginat asta, cum să deschizi, să faci vânt cu ușa în timp ce e un fereastră, da, deschisă. Hai să auzim metoda japoneză. Ce alte metode au ascultătorii noștri de a răcoi mașinile. 0372069599. Imediat ne întoarcem cu telefoane în direct. Bună dimineața! Bună dimineața, băieți! Salut! Aveți la telecomandă pe butonul de deschidere la majoritatea mașinilor peste 2009 să deschizi geamurile automate de la telecomandă de la distanță și pe când ajungi să mai eritești un pic în mașină. Băi, de bună să aveți, la treabă. Să știi. Mulțumim. Că așa e, acum îmi dau seama. Și eu nu știu, dar eu n-am buton din ăsta. Băi, aia făceai balet. Nu mă, ți-ai apăsat, uite, unde e butonul ăsta cu lăcățelul deschis. Trebuie să ai un lăcățel deschis, un lăcățel închis. Să fiu online, dacă am știut și am mașina asta de 8 ani. Ți-ai apăsat pe buton. Da. Și ar trebui să se... Auzi, da, când îți pierzi mașina prin parcările astea de pe la hipermarketuri, cum îți găsești mașina? Băi, aveam... Nu tot cu butonul? Da, am avut prima mașină cu telecomandă, aveam o de asta, apăsai nu știu cum și claxona. Așa. Și o găseam, era super ok. Și acum dacă îți deschide geamurile? Nu, mă, stai, nu, era buton special care făcea nu știu ce. Claxona mașina. E butonul de închis. Serios? Da, da. Asta serios? Închis. Frate, ca și cum aș fi luat o mașină nouă. Mașina. Da. Piu, piu, piu. Hai că avem telefoane. Deci, alarmă. Cum răciți? Piu, piu cu farurile. Trebuie să facă sunet, nu lumină, că nu văd, că dacă o văd, noaptea, am nevoie să facă din farul. Noaptea o pierzi, nu ziua. Nu mă duc la bol în parcare. Hai să vedem. 0372069599. Ia. Alo. Stai că nu mai știu pe cine trebuie să salut. Trebuie să salutăm linia 2. Unde este Alexandru? Pentru că el s-a înscris primul. Bună dimineața, Alex. Salut, Alex. Bună dimineața.
Deci eu nu cred că există metode speciale de a răci mașina înainte să pleci cu ea, decât asta cu să te urci să pornești motorul. Altceva? Poți să deschizi geamurile și să pornești motorul cu aerul condiționat și să stai lângă. Pentru că nu este foarte sănătos să stai în mașină la temperatura să respiri aerul dinăuntru. Exact. Cât durează? Plasticul s-a încins de nu mai poți. Dom'le, asta intri... ar fi una. Al doilea, există posibilitatea să-ți pui pe parbrizor, pe interior, pe exterior. Acum am văzut că sunt parasolare foarte mari care te acoperă exteriorul. Și ai să vezi diferența nu de 2-3 grade ca între mașina albă și neagră. Recunosc și insist. Am avut parasolar. N-ai nu nici parasolar. Scoate, ba, da. Nu, mă scotea din sărite da. Parasolarul pe cuvânt. E fan prosop. Auzi, nu, eu am parasolar și pentru iarnă. Nu cred. Da. Ești de la despre, da. Își pune prosopul da. Pe parbriz, da. Pe afară? Să da, nu înghețe, da, da. Să nu înghețe. Da, cred da, că da, da. Da, păi iau, când iau ăla mașina, ai parbrizul deschis. Hai, pe bune, chiar nu faci asta. Și ridici și alea ștergătoarele? Da. Nu stai la racletă și dai la ele, îți vine rău. Cât poate? Păi nu mă enervează. E bun, recunosc, poate să fie defect. Păi da. Nu mă scoate din sărite să am lucruri în mașină. Nu am în mașină, în momentul ăsta am în... Am în, și o lopată, nene. Volan ai? Păi, da, deci am... Ce? Ia, stai că zice Alex ceva. Racleta cât de bună ar fi, da. Tot îți lasă urme pe parbriz și îți poate deteriora în timp parbrizul. Da, se spage parbrizul, Vlad știe. E mai bună. Noi aici în... Noi aici în București nu mai avem zăpadă, gheața a mai fost anul trecut odată. Deci nu pot să suport obiecte. Am în portiera din stânga, am un de-asta de gel acum și măști și o sticlă cu apă. Și rest gol, la revedere. Nu suport. Bună dimineața. Bună dimineața, ne luăm la revedere de la Alexandru și salutăm pe Alex. Salut, Alex. Vă salut, dragilor. Sunteți minunat, mă auziți? Da, sigur, mai ales când ne spui așa. Fai, la. Hai să vă spun, dragilor, 6.000 de kilometri pe lună, mașină nouă, practic eu deschid geamurile din telecomandă când mă apropiu de mașină. Asta înseamnă cam 5-6 secunde geamurile toate deschise jos. Așa. Și pus-o butonul apăsat să deschid și se deschid. E un pasat. Da. No. Bravo. Da, deschid ușa, practic în intervalul ăsta de timp. Și ai și antiradar. Da, 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 da. Mai, da, stai, da. Paranteză, stai puțin, frână. Nu cu pasatul, frână cu vorbitul. Auzi, mai funcționează antiradarele astea, adică detectoarele de radar, că... De acum, capul meu. Sunt cu laser toate. Deci nu vreau să vă spun că dau idei și pe... Da. Haide, dă-ne. Nu, uite, dă-ne un mesaj. E doar CD-ul ăla, Vlad. Dacă ai CD-ul ăla pus la oglindă, funcționează. Clar, că ești ca avioanele stea. Asta l-am eu. Așa? Nu, vă dau mesaj, ok? Păi dă mesaj, dar detectorul de radar acum, dacă toate radarele astea sunt cu laser... Sunt practic... Nu, stai un pic. Sunt foarte puține pistoale active pe drumurile patriei. Foarte puține. Majoritatea astea clasice pe Polo sau pe... Trecu la treburi serioase. Da. Ce aerizi da, mașina. Da, da, da. Hai să vedem cum îi dăm talpă. Am avut un detector de radar de mult. Băi, bipăia la... De fiecare dată când treceam printr-un oraș, pe la toate magazine, orice exact, era ușa automat, m-a scos de minți în două zile l-am aruncat. Și am avut unul care practic m-a anunța, adică știam numai de ce m-a oprit poliția. Dar prea târziu, știi? Mulțumim foarte mult. Bună dimineața! Bună dimineața! Băi, câți de Alex, da, Alex avem astăzi? Ce, al treilea Alex? Da, așa pare. Alex? Alex, al treilea? Poate nu e Alex, nu poate. Cine e pe linie, să zic? E Victor Întâiu. Salut. Acum a apărut și pe screen. Neața, Victor. Salut. Salutare. Ia zi. E simplu, zic eu. Ai pus pe telefon, că Vlad știe cu telefoanele, aplicația. Cu 10 minute până te duci la mașină, vezi că sunt 62 de grade mașină și ai dat drumul. Da. Și în 10 minute s-a răcit mașina fără să atingi mașina. Te referi la pornire de la distanță? La pornire, climatizarea, oriunde ești. E o opțiune. Asta e o opțiune, trebuie să te duci la service. Nu, vine pe anumite mașini. Pe anumite. Anumite mașini. De la cât în sus mașinile astea, adică standard? Nu, e opțional. Adică fără să fiu arogant, funcționează la Tesla. Ei, mulțumim frumos. Mulțumim. La Cielo nu vă mai place. Ascultători, avem să trăiți deosebire. Respect. Să treceți pe la noi pe aici, prin Pipera, să vedem. Ne dăm și noi un pic cu mașinuța. Da, da, da. Păi, ce concluzie să tragem noi din toate mesajele astea? Hai, să aplicăm metoda lui Cătălin, nu. Deschidem geamul de pe dreapta, facem... Asta aș vrea să remarcăm. Dintre toate telefoanele și mesajele pe care le-am primit, nimeni nu are complexitatea acțiunilor la nivelul domnului Striblea, care are... Cred că ai mesaje aici cu zecile. Am auzit
două înainte. Că, vezi că avem mesaj în care zice omul, zice... Ce zice? Exact, că domnul Strible are dreptate, că asta e metoda. Nu, eu aș vrea să văd, te rog să filmezi, dacă nu vin eu și filmez. Da, mă, dar e plin YouTube-ul, dar nu crezi că m-am născut deștept. Deci vreau, adică... Nu, eu vreau să te văd cum faci hâța da. Cu ușa respectivă. Sigur că da. Nu, mie da, place treaba aia cu paharul pe schimbător. Uite că la aia nu m-am gândit pe cuvântul meu, dacă m-am te-ai gândit. Te-ai gândit, te-ai la mână. Da, știu. Da. Vlad, fii atent, ai e important... Fus, n-am, am bine asta cu... Nu, am zis că unii oameni. Important e când dai cu ușa. Important e când dai cu ușa să fii în afară. Precizez. Dacă stai înăuntru și o trântești, noi. Dar și lumina dinăuntru se stinge, se aprinde. Dai seama ce ori zice vecine ea când o vedea în fiecare, după amiază, când arde soarele, cu paharul și cu fâsfâsul, știi? Mergând spre mașină. Nu, paharul trebuie să fie mașină. Uite, nu știu, să-și răcească mașina. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.